Lăudați să fie Domnul! Nu este nimeni ca Dumnezeul nostru. Așa cum a cântat și corul și îl rog și în această seară să-și manifeste slava între noi. Permiteți-mi să-mi exprim și eu mulțumirea față de Dumnezeu, aprecierea față de slujitorii Domnului de aici, față de păstorul coordonator, fratele Nelu Rus, față de fratele Gelu, prietenii mei, față de stafful pastoral care a organizat acest eveniment evanghelic, Dumnezeu să vă binecuvânteze! Vă aduc salutări din partea Bisericii Maranata, din Phoenix, Arizona și din partea conducerii bisericii de acolo. De asemenea, salutări sfinte și din partea conducerii Bisericii Muntele Sionului din Baia Mare, a stafului ecleziastic de acolo, a secretarului general, fratele Simi Bumbar, președintelui Vasile Vanciu și toți frații slujitori de acolo. Vă salută cu drag și se roagă ca Dumnezeu să binecuvânteze acest eveniment. Dragii mei, pentru mine, pe lângă faptul că este o bucurie să fiu aici, la acest eveniment, convenția aceasta pentru mine are două semnificații. Prima semnificație este că ne întâlnim cu frații noștri dragi. Sunt aici împreună cu soția și cele două fete, Elida care are 22 de ani și Eliana care astăzi împlinește 6 ani. Acum 6 ani Dumnezeu ne-a binecuvântat, cu această uh, fată minunată și vreau să-i mulțumesc lui Dumnezeu. Din acest motiv, Convenția pentru mine are o dublă semnificație. Și vreau să mulțumesc lui Dumnezeu pentru asta. Uh, Aseară am, uh, am primit, cel mai tare compliment. Uh, M-am întâlnit cu o soră, eram împreună cu soția și cu fica noastră de șase ani uh, și sora a venit să apropia de mine și mi-a zis în felul următor. Uh, ați venit cu fica și cu nepoata la convenție? <laughs> mulțumesc frumos, sora, zic, da. Într-adevăr, noi ca și păstori, probabil că arătăm mai consumați, pentru că ne consumă. Și eu vă doresc să rămâneți la fel de frumos și după convenția asta. Să m-am gândit la o chestie când John Wesley, fondatorul metodismului, avea un cal gras și frumos și el era slab și uscat. Și într-o zi un frate l-a întrebat, frate Wesley, cum să face că calul dumneavoastră e așa de gras și de frumos și dumneavoastră așa de slab și de uscat? Și el a zis, e simplă această ecuație de rezolvat. De cal mă îngrijesc eu. Și de mine să îngrijez frații. Așa că dacă arătăm consumați, să știți că vă mulțumim. Dragii mei, în această seară aș vrea să citesc un singur verset care ne va motiva pentru rugăciune și aș vrea uh, să-l citesc din Psalmul 119, versetul 105, care spune așa Cuvântul tău este o candelă pentru picioarele mele și o lumină pe cărarea mea. Amin. Dacă auzi un cuvânt și el ține numai o zi, înseamnă că acel cuvânt a fost o minciună și n-a fost un adevăr. Dacă auzi un cuvânt și el ține 10 ani, înseamnă că în acel cuvânt a fost puțin adevăr. Dacă auzi un cuvânt și el ține mai bine de 2000 de ani și va ține mai mult decât cerurile și pământul temete, pentru că acest cuvânt este cuvântul lui Dumnezeu. Apreciez foarte mult tema care ați ales-o la Scriptura. Pentru că este una din devizele reformatorilor. Știți că reformatorii au avut, dacă nu mă înșel, vreo cinci devize. Sola Scriptura era prima. Sola Fide, numai credința. Sola Gratia, numai Haru. Sola Cristus, numai Hristos. Și soli de o gloria. Toată slava să fie adusă lui Dumnezeu. Iată că acest cuvânt al lui Dumnezeu este descris aici și versetul care l-am citit este un verset care se adresează într-un mod personal. Fiecare dintre noi trebuie să facem această proclamare sau declarație. După cum Toma a făcut-o în mod personal, Domnul meu și Dumnezeul meu, El nu devine Domnul tău și Dumnezeul tău până când El nu se întâlnește, sau tu, personal cu El. Nu este faptul că Dumnezeul tău nu-i Dumnezeul tău dacă e Dumnezeu doar părinților tăi și mergi la biserică, ci trebuie să ai o întâlnire personală cu Hristos ca să devină Domnul tău și Dumnezeul tău. Aș vrea să desprind de aici, pentru următoarea rugăciune, patru lucruri care le face această lumină, care este Cuvântul lui Dumnezeu. Și aș vrea să le subliniez pe fiecare. În primul rând, lumina Cuvântului Dumnezeu mă ajută să mă văd pe mine însumi. Cea mai mare problemă a omenirii este că noi nu ne cunoaștem pe noi înșine. Deviza lui Socrate era cunoaște-te pe tine însuți. Cunoaștem lucruri din jur, cunoaștem pe toată lumea din jurul nostru, dar nu vrem să ne cunoaștem pe noi înșine, sau dacă ne cunoaștem pe noi înșine, ne cunoaștem într-un mod deformat. Dacă ne spune cineva adevărul despre alții ne place, dar dacă ar trebui să ni se spună adevărul despre noi, îl detestăm. Așa că cum aș putea să fac să mă cunosc mai bine pe mine însumi? Psihanaliștii, psihologii se zbat să găsească metode cum omul să se cunoască pe sine însă adevărata cunoaștere de sine se întâmplă atunci când te întâlnești cu lumina cuvântului lui Dumnezeu. Uitați-vă în Isaia capitolul 1 de la capitolul 1 la capitolul 5. Profetul Isaia profețește tot despre alții. Dar în Isaia capitolul 6 își schimbă profeția și începe, dacă până atunci era vai de alții, în Isaia capitolul 6 spune vai de mine. Dar ce s-a întâmplat Isaia? Cum de ți-ai schimbat termenul profetic sau uh, frazele pe care le rosteai de început ale profeției? Și el îți va răspunde, am văzut pe domnul Oștirilor, m-am întâlnit cu această lumină. Dragii mei, până nu te întâlnești cu această lumină, tu nu-ți dai seama de defectele care le ai, tu nu-ți dai seama de schimbările care trebuie să le faci, tu nu știi ce să faci în viață până nu te întâlnești cu această lumină. Aș vrea în această seară să te întâlnești cu această lumină a lui Dumnezeu. Poate ți au spus părinții că trebuie să te schimbi, ți au spus soțul sau soția că trebuie să te schimbi, ți-o spus păstorii că trebuie să te schimbi, dar tu spui, nu, eu nu mă schimb, eu sunt bun pentru că Dumnezeu nu face rebuturi, dar trebuie să te schimbi. Știi când te vei ajunge la această convingere, când te vei întâlni cu această lumină lui Dumnezeu. Iisus a spus în Ioan 3, 20, 21 că ceor oricine face răul urăște lumina și nu vine la lumină ca să nu îi se vădească faptele. Dacă cineva lucrează după adevăr, vine la lumină pentru ca să-i se rate faptele, fiindcă sunt făcute în Dumnezeu. Doar în Dumnezeu ne vedem cum suntem. Să știi că atunci când citești Biblia, nu doar tu citești Biblia, și Biblia te citește pe tine, și Biblia mă citește pe mine și realizăm că avem nevoie de schimbare. Un al doilea lucru care vreau să-l subliniez din lumina aceasta cuvântului lui Dumnezeu este că această lumină a cuvântului lui Dumnezeu este un îndrumător. Uitați-vă ce spune aici Biblia, Cuvântul tău este o candelă pentru picioarele mele, dacă vreți o lanternă, un flashlight, o lumină pe cărarea mea. Am nevoie de un îndrumător, când nu mai știu în ce direcție să mă duc. Știți, problema creștinismului de astăzi este că apelează la alte lumini. Și când schimbăm lumina de sus cu lumini de jos, cu lumini care nu vin de la Dumnezeu, ajungem în confuzie spirituală. Se spune despre Einstein că într-o zi mergea cu trenul și în timp ce mergea cu trenul, a uitat direcția unde merge. În timp ce mergea cu trenul, a intrat controlorul ca să îi controleze biletul. El își căuta biletul peste tot, nu l-a mai găsit. Domnule Einstein, spune controlorul, știu cine sunteți. Cine nu vă cunoaște, nu are cultură generală. Eu știu cine sunteți dumneavoastră, un om ca dumneavoastră, de prestanța dumneavoastră. Nu se poate urca în tren să nu-și cumpere bilet. Domnule, controlându-se în continuare, parcă nici nu l-auzea pe controlor să-și caute biletul, zice, și eu știu că mi-am cumpărat bilet. Îți convins de treaba asta. Dar știi ce? Am uitat unde mă duc, domnule, și nu mai știu unde mă duc. De-aia îmi caut biletul să văd unde mă duc. Nu cumva ne-am pierdut și noi direcția, luându-ne după alte lumini? Să știți că în fața lui Isus au apărut într-o zi alte lumini. Era sus pe un munte și cineva lângă el stătea și spunea în felul următor. Vezi tu toată strălucirea asta a lumii? Vezi tu toate aceste lumini? Dacă faci un simplu gest, te vei închina mie să știi că toate acestea ți le dau ție. Nu mai trebuie să mergi la calvar, să mor la cruce, nu mai trebuie să suporți ceea ce știi că trebuie să suporți. Eu voi face ca toată omenirea să se închine înaintea ta. Era o minciună sfruntată a diavolului. Isus a răspuns aceste lumini orbitoare prin cuvântul lui Dumnezeu. Este scris să nu te închini decât Domnului Dumnezeului tău. Sunt și alte lumini ale lui Cain, spune Biblia în Iuda 1,11, ale lui Balam, ale lui Coredatam și Abiram, sunt atâtea alte lumini, să nu părăsim lumina vie, să păstrăm lumina sfântă care ne-a fost dată de sus. Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Lumina Cuvântului lui Dumnezeu este o sursă de alimentare. Știi ce mai face această lumină? Această lumină nu numai că mă luminează să mă văd pe mine, nu numai că mă arată cărarea ca să nu o iau razna, ca să nu derapez, ca să nu mă duc în alte lucruri, în alte căi străine, ci această lumină a lui Dumnezeu devine o sursă de alimentare. Eu însumi voi deveni o sursă de lumină pentru alții. Auziți ce spune Domnul Iisus în Matei 5 cu 14? Voi sunteți lumina lumii. O cetate așezată pe înălțimi. O, o, o cetate așezată pe un munte care nu poate să rămână ascunsă. După cum luna care o vedem are lumină, dar nu propria lumină, ci lumina lunii vine de la soare. Soarele este sursa. Luna nu este decât o reflecție a luminii care vine de la soare. La fel și noi, iubiți creștini, trebuie să radiem această lumină nu a noastră, cea a lui Hristos. Dacă această lumină a lui Hristos locuiește în noi, vom deveni și noi surse de lumină pentru alții. Știți ce binecuvântați suntem noi în seara asta? Știți că uh, avem un mare un foarte mare har. 40% din populația globului nu știe să citească aproximativ. Mulțumește lui Dumnezeu că a cercului și mai restrâns a celor ce pot avea o Biblie. Știi că poate aproape jumătate din omenire nu poate să aibă o Biblie, nu poate să-și cumpere o Biblie. Ești privilegiat prin faptul că poți să-ți cumpere o Biblie. Cei din America Latina, Africa, India ar dori să-și cumpere o Biblie și nu pot. Aici am primit Biblii pe gratis. Aș vrea această Biblie sau aceste Biblii care le cumpărăm să le învățăm, să le mâncăm, pentru că nu poți să fii mai spiritual decât ești mai scriptural. Și aș vrea o ultimă sesizare sau o ultimă mențiune a acestei lumini. Această lumină divină nu respinge pe nimeni care vine, vine spre ea. Oricine vine spre această lumină, această lumină nu e orbitoare ca să-l arunce undeva în neant să-l respingă, ci îl primește pe orice copil al lui Dumnezeu sau orice om care vrea să devină copilul lui Dumnezeu. Ioan 3 cu 20, căci oricine face răul, a spus Isus, Urăște lumina și nu vine la lumină ca să nu îi se vădească faptele. Dar cine lucrează după adevăr, vine la lumină pentru ca să îi se vădească faptele, pentru că sunt făcute în Dumnezeu. În această seară, aș vrea să vii la această lumină vie. Lasă luminile înșelătoare, orbitoare ale lumii, care sunt pentru o vreme, și la sfârșit te trezești că, de fapt, au fost lumini înșelătoare. Vino la lumina vie. Mă rog, în această seară mulți care trăiesc în întuneric să vină la lumină. Aș vrea să se audă vocea din cer care se spună celor care locuiesc în întuneric, ieșiți și veniți la lumină. Adevărata lumină nu aduce iluminismul, nu aduc luminații. Adevărata lumină a adus-o Iisus Hristos, binecuvântat să fie El. El este lumina vie care a venit din cer de la Dumnezeu și care luminează pe orice om venind în lume. La aceasta ești candidat și tu și eu depinde fiecare dintre noi dacă răspundem sau nu vreau să facem această rugăciune și în rugăciunea aceasta să-L rugăm pe Dumnezeu să mai spun o dată să fie lumină și cel ce are puterea să facă lumină să facă lumină în copiii care sunt plecați de acasă să facă lumină între cei care sunt legați de diavolul să facă lumină între cei care sunt confuși spirituali între cei care, cum se spunea aseară poate vor să-și pună capăt zilelor sau știu în ce prejurări sunt Dumnezeu care a zis odată să fie lumină și a fost lumină, să mai facă ca această lumină a Evangheliei să reflecte în seara asta. Lumina cerului să fie peste predicator, peste toți. Haideți să ne ridicăm înaintea lui Dumnezeu. Și aș vrea, dacă v-am motivat, eu poate nu v-am motivat destul, aș vrea să vă motiveze Duhul lui Dumnezeu în această rugăciune. Haideți să ne rugăm din toată inima Dumnezeu să-și reverse lumina sa și în această seară. Amin.